Astăzi suntem în 24 mai și astăzi se sărbătorește Ziua Limbii Bulgare, Ziua Sfinților Chiril și Metodie. Suntem în seara aceasta alături de Ionuț Catangiu din Târgoviște și, așa cum v-am obișnuit până acum în întâlnirile noastre neîntâmplătoare, am să-l rog pe Ionuț să spună câteva cuvinte despre el, să se prezinte așa pe scurt. Bună ziua, mă numesc Ionuț Catangiu, sunt din Târgoviște. Momentan sunt elev la Colegiul Național Constantin Carabela din Târgoviște, la matematică informatică. Deși sunt la Mate Info, îmi place mult istoria. Da, acesta este unul dintre motivele pentru care te-am invitat alături de noi, dar nu este singurul. Cel de-al doilea motiv, cred că îl bănuiești, pentru că suntem astăzi, 24 mai, Ziua Limbii Bulgare. Cel de-al doilea motiv este faptul că tu faci parte dintr-o comunitate deosebită, despre care cred că nu mulți cunosc detalii. Despre ce e vorba? Da, eu fac parte din comunitatea bulgarilor din Târgoviște. Suntem cei drept un cartier din Târgoviște, iar noi ne ocupăm cu agricultura. Cred că știți asta, că în mare parte toți bulgarii se ocupă cu agricultura. Avem și câteva sărbători, cred că știți dumneavoastră. Este Tudorița cea mai importantă din punctul meu de vedere, sau botezul cailor. Pe lângă mai este Lazărița, comune cu restul bulgarilor din sudul țării. Lazărița, mai sărbătorim și prima atestare documentară a bulgarilor în Târgoviște. Care, când s-a făcut prima atestare? 1851, dacă nu mă În înșel, sau 50. 1851 voi aveți documentele, mi-ai spus într-o discuție anterioară, prin care acea parte a orașului era donată sau bulgarii au cumpărat acele terenuri? În acest cartier era o mahala în care se mai aflau și alte minorități, sârbi, romi, ruși, chiar sârbi din Serbia, iar aici, cum se spune, am găsit loc liber, iar bulgarii și-au cumpărat în primul rând libertatea de la conducătorii orașului și județului, și iar pe urmă și-au cumpărat și terenuri agricole la periferia orașului. De multe ori comunitățile sârbe și bulgare se confundă cumva. Parcă și partea voastră de oraș are această denominație la sârbi, cumva, Da. cel puțin așa am înțeles. Dar sunt două comunități distincte încă Nu, sau. este o singură comunitate de bulgari, și în mare parte tuturor bulgarilor din Muntenia, să zic așa, li se spune sârbi. La Buzău, în Dâmbovița, în Telorman. În mare parte da, dar în Banat mai e și acolo o comunitate destul de mare de bulgari la Dudești, cărora nu li se spune sârbi. Deci, în cazul comunității voastre, voi știți exact momentul în care v-ați așezat în zona asta a Târgoviștei. Da. Pentru că avem documente, am găsit în arhivă documente în care se spune că atunci, în 1850 sau 51, ne-am cumpărat libertatea ca bulgari. Bun, și se știe tot la fel de bine zona din Bulgaria de unde au emigrat aceste familii sau s-a pierdut cumva această legătură cu Bulgaria? Cei drept s-a pierdut destul de mult, așa să spun, în negura istoriei, dar comparând acum costumele populare și motivele tradiționale de pe costume, am spune undeva, dar tot așa, nu este foarte clar, din zona Veliko-Târnovo. Evoluat la voi limba, deci este perfect, pentru că acum înțeleg că, mai ales în ultimii ani, odată cu înființarea asociației, voi ați intrat în legătură cu bulgarii de la sud de Dunăre și
limba voastră a evoluat diferit sau este perfect aceeași care se vorbește și în Bulgaria? Da, pentru că am fost o comunitate separată de Bulgaria, limba noastră a rămas aproximativ la fel ca cea de acum 100 și ceva de ani. Asta deci, am niște arhaisme, niște cuvinte mai vechi. Da. Da, pentru că dacă mergem acum în Bulgaria și vorbim limba pe care o vorbim în casă, înțeleg bulgarii, dar totul se uită ciudat, adică da, înțeleg, dar de unde vorbiți așa? Poți să-mi spui câteva cuvinte despre legătura cu bulgarii din ziua de astăzi, că am amintit eu de formarea asociației, dar ce se întâmplă? Care sunt aceste schimburi culturale, cred că ce am văzut în ultimii ani, de când, să spunem așa, eu vă urmăresc? Da. În ultimii câțiva ani am avut o relație destul de bună cu ambasada și cu Uniunea Bulgarilor din Banat. Și împreună cu deputatul bulgarilor ni s-a acordat câteva tabere în Bulgaria. Pe lângă acest fapt am mai colaborat cu asociația noastră din Târgoviște, am mai colaborat cu o doamnă profesoară de limba bulgară, care a venit câțiva ani la rând să ne predea limba bulgară vorbită actual în Bulgaria. Și să învățăm, și un lucru foarte important, să învățăm să scriem în bulgară. Asta, la asta vreau să ajungem, pentru că astăzi este nu numai ziua limbii bulgare, dar așa cum am descoperit, este și una din momentele în care se sărbătoresc Sfinții Chiril și Metodii. Și mai mult legat de scris și de păstrarea alfabetului slav. Asta a fost unul dintre punctele pe care am vrut să le atingem în discuția noastră. Deci, generația voastră, care aveți sub 20 de ani, sunt interesați să învețe să și scrie, pentru că totuși e un efort destul de mare, fiind așa o diferență, trebuie să înveți alfabetul de la zero, ca să zic așa. Da, asociația are și un ansamblu artistic, Bosilce, de dansuri, cred că știți, unde sunt cei mai mulți tineri din cartier. Ei și cred că și alții care nu dansează au venit acolo și eu am fost și am învățat limba bulgară. Cei drept, unii mai bătrâni, să zic așa, care au prins și rusă la școală, știau destul de bine și au prins repede. Dar și ceilalți, cu un pic de interes, au învățat bulgară. Chiar și eu am învățat. O să te rog la sfârșit să ne faci o demonstrație. Dar sunt și generații întregi care, practic, au păstrat limba bulgară pe filonul oral, fără să știe să mai scrie, nu? Sau nu s-a întâmplat asta nici un pic? Pentru că tot timpul exista schimburi comerciale, s-a păstrat cumva. Pentru că totuși din 1861 România trece complet la grafia latină și... Noi am păstrat limba bulgară doar oral. Cred că la început, când s-a construit și biserica din 1850 până în 1852, s-a mai slujit în limba slavonă, bulgară. Dar apoi, printre primii preoți ai bisericii, Grigore Aramă a fost un fel de învățător al bulgarilor din cartier. Și el a românizat numele, pentru că, bineînțeles, erau nume bulgărești. Și a învățat copiii limba română, pentru că tot bulgară vorbeau. Da. Și a rămas ca un fel de limbă de casă. Da. Care vă înțelegeați sau se înțelegeau așa în familie. Aș vrea să intrăm puțin în detaliu, pentru că la început ai amintit doar două dintre sărbătorile voastre specifice, dar poate îți aduce aminte și de mai multe. Ce am aflat cu surprindere că de fapt astăzi, de exemplu, ziua limbii bulgare nu se sărbătorește la voi, dar
Sunt și alte sărbători specifice în afară de Lăzărița și Tudorița? Într-adevăr, Tudorița este cea mai mare și deja cred că și-a... E foarte cunoscută. Foarte cunoscută. Deja cumva a fost preluată și de televiziunea națională și este... Ușor, ușor sărbătorile acestea, să spun așa, sărbătorile mai mici s-au pierdut. Acum poate unii bătrâni mai țin sărbătorile. Din ce știu de la bunici și de la părinți, mai erau de Sfântul Haralambie. Femeile se duceau la biserică cu semințele să le sfințească. În timpul verii, bineînțeles că nu prea erau sărbători, pentru că tot omul era la muncă, iar după aceea, toamna, aniversarea și venirea bulgarilor în Târgoviște. În rest, alte sărbători. De Sfântul Andrei. Ah, de Sfântul Andrei, deci într-un fel da, de... Da, în ultima zi din noiembrie, da. Nu, pentru că Sfântul Andrei este Sfântul ocrotitor al României. Da. Și cumva am crezut că mai repede este, ar fi putut fi asociată cu Kiril și Metodii, de exemplu, pentru că ei sunt numiți și apostolii slavilor, sau au avut o importanță atât de mare și... De asta poate era cumva, mă gândeam că este asociată sărbătoarea voastră cu Kiril și Metodii. Dar sunt lucruri care cu siguranță vor constitui aspecte inedite pentru cei care ne urmăresc, pentru că totuși comunitatea voastră, fiind destul de mică, în Târgoviște, da, cam ce număr de locuitori are acest cartier? Din ce știu de la tata, undeva 1200, cam așa, oricum peste... Da, până în 2000. Dar cu toți din Dâmbovița, împreună cu bălenii? Nu știu să vă spun. Pentru că așa sunt bulgari și mai... și la Puntea de Greci, spre Argeș, acolo e o comunitate și mai mică și îmbătrânită chiar. Apoi sunt bulgari și mai jos în comunele de lângă București, dar din județul Dâmbovița. Și nu știu să vă spun un număr clar. Dar aici este cea mai mare, ca să spunem așa, comunitate care are conștiința unei comunități și cumva voi văd că sunteți și activi în sensul ăsta. Da, un nucleu al bulgarilor din sudul țării. Da, 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 da. De altul, deși cumva am urmărit de ani de zile, nu am identificat ceva asemănător. Eu îți mulțumesc. Am să le spun mai multe lucruri celor care ne urmăresc despre această sărbătoare și importanța ei. Am să te rog să spui câteva cuvinte pentru prietenii noștri zănașii de prieteni în Bulgaria. Pentru că este ziua culturii în Bulgaria, ziua limbii și ziua educației, pe lângă faptul că sărbătorim pe Sfinții Kiril și Metodiu, cestit praznic na prieteni te naște od Bulgaria. Cestit praznic! Dubiște-ne! Cei doi frați, Kiril și Metodii, sunt inventatorii alfabetului glagolitic, cel care le-a permis să traducă cărțile sfinte în slavona veche, iar din alfabetul glagolitic s-a dezvoltat alfabetul slav, care este folosit, alfabetul chirilic, care este folosit astăzi în țările slave. Au trăit în jurul anului 800, și deci în secolul al IX-lea și s-au născut într-o familie potentă financiar din Salonic. Deci cei doi frați, Constantin și Mihail, au avut o ascensiune remarcabilă în cadrul
biserici ortodoxe și mai mult decât atât sunt considerați drept apostolii slavismului, cei care au contribuit la creștinarea triburilor bulgare. Documentul din spatele meu este un document brâncovenesc din zestrea Arhivelor Naționale ale României și el face parte din cele două volume pe care noi le-am, în asociația noastră, editura Dar Publishing, le-au pregătit și care conțin, pe lângă imaginea acestor documente și transcrierea lor, transcriere efectuată de un colectiv din Arhivele Naționale condus de dr. Claudiu Victor Turcin. Sfinții Chiril și Metodie sunt sărbătoriți în România. Ei au fost canonizați de către Biserica Ortodoxă Bulgară și sunt sărbătoriți în România în 11 mai. Dar în celelalte țări, în țările slave, sunt sărbătorite pe 24 mai. Pentru Bulgaria este și ziua educației și a culturii. Așa că transmitem cu ocazia asta un salut partenerilor noștri din Bulgaria și ne bucurăm să îi avem alături și în acest proiect, așa cum i-am avut în multe alte proiecte.